Doamnelor și domnilor, am revenit aici la Agricultura, la Raport. Discutăm despre accesarea fondurilor europene. Dumneavoastră, telespectatorii noștri, aveți la dispoziție un număr de telefon 031-405-2800 sau pagina noastră de Facebook, unde ne puteți scrie, ne puteți trimite întrebările dumneavoastră pe adresa agrotv-agricultura la raport. Avem deja câțiva fermieri care ni s-au adresat aici pe pagina de Facebook. Domnul Gâdar Tinel Nicușor ne-a scris următoarele. Am 15 arii de solar, cursuri legumicultor, IF, vârsta sub 35 de ani, zonă defavorizată. Câte puncte acumulez, vă întreabă telespectatorul. Pe ce măsură? Probabil nu ne spune 6-3, probabil. Haideți să anticipați dumneavoastră. 6-3 sau 6-1, tânărul fermier, îi facem repede. Da, dacă e sub 35 de ani... Da, de la suprafața asta... 1500 de metri pătrați, vedem imediat. Cam puțin. Până calculează Mihai dimensiunea exploatației, aș vrea să le mai dăm telespectatorilor niște informații, da, pentru că trebuie ușor-ușor să înceapă să se pregătească de iarna cu proiectele acestea. În scurt timp se va lansa și sumăsura destinată pomiculturii, o sumăsură care până anul trecut era un pic mai codașă. Începând de anul trecut, banii au fost solicitați în întregime. Deși mai greuți, de ce să nu zicem? Mai greuți, dar s-au solicitat. Și în același timp va mai fi și sumăsura de procesare a produselor pomicole, acolo unde putem, din multitudinea de mere, de exemplu, care a fost anul acesta, că a fost un an bun la măr, să se facă sucuri, dulcețuri și așa mai departe, derivatele din fructe. Domnul, la 1500 de metri pătrați, discutăm de 4100 de souri, așadar ar putea să fie eligibil doar pe măsura 6-3. 4-6-1 cu siguranță nu tânărul fermier, pentru că i-a trebuit o suprafață dublă, adică 3000 de metri pătrați pentru... Are sector bun, că este are sector bun, este sector prioritar, zonă defavorizată, aici nu are nicio legătură, cursuri, și ideea este că dacă vrea să meargă bine pe tânărul fermier, dacă ar fi trebuit să preia 3 exploatații, pentru că altfel, mă rog, se poate ajunge la puncte. Dar îi mai trebuiau ESO-uri aici. Dacă nu, discutăm de doar cei 15.000 de euro și să pregătească încă de pe acum pentru măsura de anul viitor. Și dacă nu are liceu sau studii superioare ca și pregătire profesională, eu îl îndemn să-și facă întreprindere familială ca să ia și de acolo 15 puncte, să aibă siguranță. Luând în calcul ce s-a întâmplat anul ăsta... Sau autohtone, să încerce să vadă pe soiuri autohtone. Dacă ar da, dar acolo ia ceva. Puține puncte față de întreprindere. Bun, haideți să vedem ce punctaj obține și telespectatorul nostru care este la telefon în acest moment. Bună seara! Bună seara, domnul Ovidiu! Bună seara și dumneavoastră, cum vă numiți? Invitațiilor dumneavoastră, mă numesc Marius Murgu din comuna Lăpușnicu Mare, Caraș-Severin. Da, domnul Murgu, vă ascultăm. Aș avea câteva întrebări pentru domnii consultanți, dacă se poate. Se poate, bineînțeles. Luat de la primărie, am închiriat de la primărie pășune 22,7 hectare. Am 10 vaci bălțată românească pe linia de carne și încă 3 hectare și ceva pământul meu, deci care e proprietatea mea. Și vreau să știu dacă pot să accesez ceva. Dimensiunea e destul de măricică. Numai din 10 vaci aveți 12.000 de souri, plus terenul aferent pe tânărul fermier, dar la anul vor fi puțin bani și dacă nu aveți un punctaj în sensul să preluați cel puțin 3 exploatații, 19.000 de souri de la 3 fermieri, să aveți rasă autohtonă la vaci, aveți? Păi rasa e bălțată românească. Bălțată românească, foarte bine.
mai luați și de aici niște puncte. Deci va trebui să ajungeți pentru la anul tot așa cum a fost anul ăsta, de la 80 de puncte în sus, că sunt bani puțin și nu se știe. Am înțeles. Deci dacă vă pregătiți după acum, cu preluare de 3 exploatații de la 3 fermieri, cu rasa autohtonă pregătit să aveți pașapoartele în regulă tot, pentru că se ia bob numărat și se face cota. Am înțeles. Bine, vă mulțumesc frumos. Mai aveți și alte întrebări, domnul Murgu, dacă tot ați prins linia liberă? Nu mai am alte întrebări, că asta vreau să știu dacă pot accesa ceva, ca să știu, merg mai departe sau nu. Da, deci puteți accesa, pregătindu-vă, după acum aveți foarte mult timp la dispoziție, până în martie, când se deschide sesiunea de depunere a cererilor la APIA, să aveți discuțiile cu cei 3 fermieri, aveți de pregătit, să vă faceți o formă juridică, că e IPFA, ce este, să aveți cursul de pregătire profesională în domeniu și aici va trebui să faceți pe partea de creștere animale. Da? Da, 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 am înțeles. Am vorbit cu un consultant și acesta m-a sfătuit să accesez ceva cu cofinanțare, ceva la 100.000 de euro, 190. Da, nu va sfătui prost, era vorba de fermă mică sau fermă de familie. Banii s-au terminat, să știți că destul de repede, cred că în aproximativ 3 săptămâni, 2 săptămâni și jumătate s-au terminat banii. La fel aici... Și s-a discutat, scuză-mă Mihai, la partea aceasta unde te îndrumase consultantul, undeva la peste 80 de puncte. Exact. Tocmai aici vreau să spun, pentru că sesiunea a început destul de mult la cele 80 de puncte și atunci ar fi trebuit neapărat ca să fiți înscris în cooperativă pentru puncte, soi autohton, irigații, nu mai complicat, nu era mai complicat, dar trebuia, într-adevăr, cam pe ultima 100 de metri să trageți destul de mult. Ar trebui să urmăriți într-adevăr la suprafața pe care o aveți de pășune și la numărul de animale. Ați putea să mergeți pe genul acesta de măsură, dar trebuie să urmăriți dacă anul viitor se va mai lansa. Aceasta este chiar sub măsură, pot să spun așa, în cadrul 4.1, adică investiții în fermele mici și fermele de familie. Am înțeles. Mulțumesc frumos. Și de asta nu este până la 100.000, de fapt putea să mergeți până la o sumă mai mare, până la 500.000, dar problema este sfătuit bine. Că și pentru această măsură și pentru tânărul fermier, aceeași pregătire trebuie să o faceți. Am înțeles, am înțeles. Bine. În regulă, mulțumesc frumos. Seară bună, numai bine, mulțumim și noi pentru telefon. Haideți să vă citesc un mesaj venit din partea unui alt fermier, din partea domnului Flavius Pascu. Dumnealui ne scrie următoarele. Am tot încercat să vă sun, dar din păcate linia este mai tot timpul ocupată. Vreau să vă spun următoarele lucruri vis-a-vis de aceste softuri ale instituțiilor statului. La API a trebuit să dăm banii din cauza softului pe vaca de lapte. Acum softul de la DSV mi-a scos 100 de oi din exploatație fără nicio explicație. Doar atât, eroare de sistem înainte de perioada de reținere și eu pierd subvenția și penalizări. Ce este de făcut dacă sistemul este bolnav și noi trebuie să plătim? În primăvară am mai văzut astfel de cazuri, ne scrie telespectatorul nostru. Ce îi spuneți vis-a-vis de această nemulțumire, supărare? Din păcate, săracul dânsul s-a confruntat cu situația mult mai elocventă decât noi. Mai sunt cazuri în țară, am mai auzit. Sunt destul ceva. De multe. Problema este de interacțiune între instituții, atât timp cât DSV-ul se află în coordonarea primului ministru, restul se află în coordonarea ministrului agriculturii, sunt decizii care se iau separat și atunci nu s-au făcut niciodată corelări între baza de date de la DSV-uri cu APIA și cu AFIR-ul. În regulă. Bun, haideți că mai avem un telespectator care
așteaptă să intre în dialog cu dumneavoastră la telefon domnul Nicolae Gheorghe, apoi răspundem domnului Onaca Răzvan Vlad, care e nerăbdător să îi citim mesajul și să afle răspunsul. După ce vorbim cu telespectatorul nostru, răspundem și domnului Onaca Răzvan Vlad. Alo, bună seara! Alo, bună seara! Vă salutăm! Mă numesc Nicolae Gheorghe, locatar Săcuieu, județul Cluj. Da, vă ascultăm. În 2011 am vrut să fac un proiect de 1500 de euro, sau de cât era atunci. Da. Și mi s-a respins. Acum, anul trecut, adică în vara asta, am vrut să fac un proiect de 50.000 de euro. Alo, mă auziți? Da. Am 18 vaci bălțate românească, am 15 hectare de teren, 15 hectare de teren avem de la primărie. Prima dată au zis proiectarea să preiau o exploatație, după aceea o să preiau 3 exploatații. Am zis că le preiau și alea și nu mi s-au aprobat proiectul după care nicării. Ce pregătire profesională aveți? Am liceu teoretic, sunt în zonă defavorizată. Zona defavorizată nu contează pe măsura de tânărul fermier undeva ați avut dumneavoastră. Da. Da. Nu știu cum sunt proiectile astea. La noi în zonă aici au făcut proiecte de 1500 de euro pe nimică. Da, dar este o diferență între măsura 1.4.1, cele de 1.500 de euro și, într-adevăr, ceea ce înseamnă măsurile, inclusiv 6.1 și 6.3, au fost modificări, să știți că majore și de procedură și în sine fișa măsurii. Să știți că, deși aparent ele au fost la fel, deosebirile au fost mari. Într-adevăr, vis-a-vis de cele trei exploatații pe care trebuia să le preluați, acolo se primeau într-adevăr puncte. O, dacă în primele sesiuni... Și am uitat să văd, mai am 150 de oi. Hai, nu v-am zis. 21.000 de souri, calculăm și cu... Nu cumva să fi sărit de... Nu, la tânărul fermier vă încadrați, dar era problema cu punctajul. Să știți că anul acesta punctajul a fost unul foarte ridicat. S-a discutat de 90 de puncte, de 80 de puncte și au fost proiecte chiar cu 100 de puncte. Fiind puțin bani pe final de exercițiu bugetar, acum pică multe. Din păcate, experiența atât a SAPARD-ului, experiența PNDR-ului 2007-2013, cât și această nouă alocare bugetară 2014-2020, a arătat faptul că, într-adevăr, în ultimele două sesiuni au fost proiecte cam de 2-3 ori, poate chiar mai mult, de 4 ori numărul banilor. Din păcate. Eu vă înțeleg. Deci s-au făcut proiecte la noi în zonă pe nimic, domnule. Nu are nici pisică la casă, domnule. Și are proiecte 15.000 de euro. Și-au cumpărat jipuri, și-au pus dantura, și-au pus casă la punct. Ei nu au habar. O strâns găinile de la 10 vecini, o strâns iței de la alt, dacă o trebuie sau ce-au dus vaci. Cine a venit în control, nu a luat vaca să facă poze cu crotalul, asta e vaca, asta vine și mâine în control. Nu știu cum le fac așa. Împărțesc banii la care sunt crescători de animal, nu la care sunt crescători de nimică. Vă cred... Și ca mine mai sunt nu unul, zeci mai sunt ca mine. Vă cred și vă credem și știm, mai știm și noi cazuri, dar v-am spus, a fost o deosebire foarte mare, pe de altă parte... Suprafețele de teren și numărul de animale de la măsura 1.4.1, adică acei 1.500 de euro, erau cam la jumătate până la urmă de ceea ce se cere acum. Înainte erau niște celebrele UDE-uri, unități de dimensiune standard, și la fel vă trebuiau extrem, extrem de puțin. Într-adevăr, din 30-40 de găini și un porc, și o vacă vă făceați, se făcea punctajul. Există și a fost și încă există o deosebire foarte mare între cele două măsuri. Ar trebui totuși să comparați măsura 112, instalarea tânărului fermier, cu măsura 6.1. Nu, Mihai, dar aici este o chestiune vis-a-vis de informare. Eu sunt convins că dânsul ori n-a fost informat, ori a aștepta să vadă pe alții că fac și că merge.
Vă întreb eu, acum 2 ani, acum 3 ani, de ce n-ați depus proiect? Că aveați făcut în 2011 și m-am descurajat atunci. Păi nu discutăm de 2011, v-am zis, nu putem să comparați totuși mere cu pere. În 2011, măsura 141, care era sprijin pentru firmele de semisubsistență, adică 1500 de euro, timp de 5 ani de zile, de fapt erau pe 3 ani, dacă vă îndeplineați planul de afaceri, mai primeați în continuare pe ultimii 2 ani de zile, adică în total 7500 de euro, este altceva și nu puteți să comparați cu măsura 6.1 care este instalarea tânărului fermier de acum. Nu aveți cum. Nu puteți să comparați cel mult, v-am spus, măsura 112, adică instalarea tânărului fermier din alocarea bugetară trecută cu 6.1 de acum. Și o să vedeți că nu vă trebuiau două găini. Deci dacă îmi permiți mie aici, aici se vede foarte, în cazul dânsului, eu spun că se vede foarte bine lipsa acelor camere agricole de care tot discutam cu ani în urmă. De ce? Dânsul, după ce a aplicat odată în 2011 și a avut un insucces, bineînțeles că a stat pe gânduri, el neștiind că s-au modificat substanțial procedurile. Dacă exista o cameră agricolă, măcar regională, nu mai spun în comuna respectivă, pe mai multe comuni, cei de la camera agricolă aveau un obiectul de activitate să meargă la acești fermieri semnificativi, pentru că dânsul e un fermier semnificativ cu atâtea animale. La suprafața și la numărul și de animale să le explice că poate depune pe măsura pe tânărul fermier, că uite, trebuie să faci treaba asta. Aia era menirea acelor camere agricole. Din păcate, au fost unii politicieni care le-a indus fermierilor ideea că nu e bine, că mai bine vă uniți niște patronate ale voastre, ale fermierilor și așa mai departe. Nu, camera agricolă asta trebuia să facă pentru fermierul mic și mijlociu cum e dânsul. Da. Bun, mai aveți și alte nelămuriri. Dânsul într-adevăr, avea peste 30.000 de săuri. Dacă mai pot face proiect, să nu mai pot doare. Păi nu, proiect puteți să faceți. Câți ani aveți acum? Păi în mai fac 40. Nu sunteți eligibil încă. Da, dar pentru la anul trebuie să vă pregătiți extrem de bine la punctaj. Nu prea aveți cum să faceți atât de multe puncte la bani puțin, pentru că nu aveți liceu agricol sau facultate. Atunci puteam să ne gândim să sărim de 80-85 de puncte. Așa nu aveți. Le luați pe toate. O vrut să facă și o nepoată de-a mea, fata lui sorul meu. Are făcut facultate de psihologie, masteratul, tot și nici nu s-a încadrat. De ce? Și aia, exact așa am eu, s-o respind, nu s-a încadrat. Și când? Au grămadă de animale și terești și de asta, are și aia. Când asta? Anul ăsta? Anul ăsta, da, acum când a fost în iunie sau că iulie, când și a fost. Ce facultate? Are facultate agricolă? Are facultate de psihologie. Aia de psihologie, nu. Și masterat tot de psihologie. Nu, discutăm de studii superioare de profil agricol. Liceu de profil agricol, mă rog, facultate sau ceea ce discutăm ceva intermediar, adică discutăm de tehnicieni, veterinari. Păi, haideți să vă dăm un exemplu ca să înțelegeți. Ăla care are facultatea de agricultură sau de zootehnie nu face psihologie. Primește 25 de puncte, pe când cel care are un simplu curs de calificare primește 10 puncte. Din start, diferența între ei de 15 puncte, care face diferența aceea de care vorbeam la puncte. Da, da. Mă înțelegeți? Da, aici, dar trebuie pus o problemă, numai de bani la cine nu are nimic. Și cu ăla cu 15.000 de euro, domnule, trebuie să verifici pe cineva. Păi sună înainte, vine cu domnul la mine, adu 10 familii găine la mine. Mâine le duce la celălalt. Păi nici așa nu se poate, n-are nimic și beneficiază de bani europei care... Mie nu trebuie să-mi dea niciun leu, mie să-mi dea utilaje, de aia o presă, de aia un mic de gunoi, de aia scule, de asta, nu trebuie bani, eu nu am nevoie de bani. Ăștia care fac banii 15.000 de euro, niciunul nu folosește banii în scopul agriculturii, să știți. Toți banii folosesc pe ce v-am spus. Jeepuri, datură, vacanții. Acolo se duc banii. Domnul Nicolae, din câte am înțeles eu și nepoata dumneavoastră a vrut să depună, da, proiect? Da. Deja din start puteți fi doi membri ai unei cooperative. Dumneavoastră, nepoata și încă trei rude puteți face o cooperativă? Și la anul să depuneți proiect pe acea cooperativă. Pentru că aveți cele mai mari șanse pe acea cooperativă. Și vă luați la comun tractorul, vă luați la comun presa de îmbalotat, vă luați la comun mașina de împrăștia gunoi de grajd.
Da, da. La noi în comună nu are nimeni de animale cât avem noi. Deci, noi suntem primul loc cu animale, cu cetățe. Și vaci, și oi, și cetățe. Am înțeles. Deci, va trebui să vă organizați un pic dumneavoastră acolo, în familie, să fiți minim 5 membri, pentru că e păcat de Dumnezeu că aveți animale. Da, da. Bine, domnul Nicolae, gata. Mulțumim pentru telefon. Seară bună, numai bine. Haideți să răspundem și domnului Onaca Răzvan Vlad. Ne scrie așa: am 15 vaci, 4 vițele sub 2 ani, dețin 15 hectare luate în arendă și 4 hectare ale mele în proprietate. Am vârsta de 55 de ani, soția 42. Ce proiect pot accesa? Aș putea lua ceva utilaje, vă întreabă. Precizez că vacile sunt bălțată românească și am avut măsura 141. Păi, din start, dânsul, datorită vârstei, nu poate merge decât pe măsura 41. Dar pe măsura 41 va trebui să vadă cum reușește, dacă are localitatea în zonă cu constrângeri, natural, atunci ar putea să mai primească o bonificație de 20%. Și pentru că dânsul nu are vârstă sub 40 de ani să mai primească 20%, ar trebui ca să aibă terenul pe care îl deține în conversie la APIA. Deci ar putea să se pregătească pentru la anul, că oricum anul ăsta terminați banii, că atunci când merge la APIA cu declarația, să meargă să declare pământul un sistem ecologic. Acum, nu știu dacă comuna lui este sau nu este în zona montană, pentru că în continuare mai sunt ceva bani pe zona montană, dar doar pe zona vegetală, tocmai de aceea, să spun așa, am atacat această măsură 4-1. Încă mai sunt bani, încă măsura este deschisă și s-a depus un singur proiect pe partea vegetală. Dar, într-adevăr, dacă vrea să meargă în continuare pe partea de animale, ceea ce oricum are majoritar, ar trebui să se pregătească foarte bine pentru la anul, în sensul că ar trebui să decide să meargă pe o fermă mică sau o fermă de familie, însemnând să facă cu soția o firmă și să poată să transfere toată exploatația pe această firmă sau o întreprindere familială. Dacă discutăm de fermă mică sau fermă de familie, dacă discutăm de măsura 1 clasică, ar trebui la fel să-și înființeze minim o persoană fizică autorizată să facă un transfer de exploatație, nu acum, la începutul anului, sau să aștepte la APIA perioada de declarație și apoi să facă transferul către firmă, dar în același timp să se pregătească și cu celelalte criterii de punctaj, în speță să vadă dacă poate să meargă pe un lanț integrat, este bălțată românească și atunci o să primească o bonificație, într-adevăr, pentru rasa autohtonă. Ce ar mai trebui, într-adevăr, aici sau trebuie văzut dacă are el sau soția, are cursul liceu agricol sau studii superioare în domeniul agricol, adică și să aibă peste 51% administrator ca să poată să ia acest punctaj, sau dacă nu, un inginer angajat, pentru că nu mai e vorba de cei 40 de ani de bonificație. Trebuie într-adevăr să înceapă să se pregătească încă de pe acum. Bun, asta ar fi concluzia pentru telespectatorul nostru. Sunt convins că sunt mulți alți fermieri în aceeași situație. Așa cum ați precizat de fiecare dată aici la Agricultura, la Raport, oamenii ar trebui să înceapă să-și pună dosarele la punct, să-și găsească un consultant, să ridice fel și fel de nelămuriri, nedumeriri pe care le au în momentul ăsta, pentru a le putea clarifica în timp util și să nu se trezească. Și după pauză o să explicăm și de ce spunem acest lucru. Bun. Având în vedere istoricul de anul acesta. Luăm câteva minute de pauză de publicitate, după ne reîntoarcem aici la Agricultura, la Raport, și continuăm să le oferim telespectatorilor noștri toate explicațiile de care au nevoie aici la AgroTV, la Agricultura, la Raport. În fiecare seară de marți vă întâlniți cu cei care au căderea necesară pentru a vă oferi toate răspunsurile pe care le așteptați vis-a-vis de accesarea fondurilor europene. Până atunci luăm câteva minute de
publicitate.